Originalul Mojave a fost achiziționat de către cei de la The Snake Keeper în anul 1999 de la un distribuitor de reptile. În 2003 a fost produs primul Super Mojave, ceea ce a demonstrat că este vorba despre o genă codominantă. Gena modifică coloritul, dând șarpelui un aspect general mai deschis. Auriul tipic este înlocuit de un galben verzui, iar negrul este înlocuit de tonuri de maro. Pe lateralul corpului apar nuanțe de gri. Și patternul este puțin afectat. Alien head-urile în general se transformă într-o pată.